pe care l-ați numit. La această conferință participă toți consilierii. Este întâlnit forumul, mă rog, domnii și doamnele consilieri, dacă au interes personal. Sunt probleme de dezbatere, se asumă de la liberare și adoptare. N-am ajuns să aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Dumnezeu, data de 12.12.2022, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local de Dumnezeu, 28.12.2022, proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de terasa teritorială a Comunei de Dumnezeu pentru anul școlar 2023-2024, inițiază domnul primar Ienea. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie-aprilie 2023. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 2-2021 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi desfășurate în cursul anului 2023 de către beneficiarii ajutorului social acordat în baza legii 416/2001 privind venitul minim garantat, inițiator domnul primar Ienea. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de acțiuni privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității care se va desfășura la nivelul Comunei Chelegiu în anul 2023, inițiator domnul primar Ienea. Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației acordate membrilor serviciului voluntar pentru situații de urgență, pentru timpul efectiv de lucru, prestat la intervenții în cazul unor situații de urgență, de asemenea inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de constituire a dreptului de uz și servitute legală a autovehicolilor necesare implementării și funcționării centralei electrice eoliene Onești de 85 de MW, inițiator domnul primar Ienea. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Chelegiu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Chelegiu pentru anul școlar 2022-2023. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Chelegiu, inițiator domnul primar, și diverse. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Se suplimentează ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului cu de servicii IMDDSI și IMIMSS în Comuna Chelegiu, județul Bacău. Se supune aprobării procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local Chelegiu, scuze, din 12 decembrie 2022. Cine este pentru? Vă mulțumesc că abțineri nu sunt. Și aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 28-12-2022. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de terasa teritorială a Comunei Chelegiu pentru anul școlar 2023-2024. Mulțumesc! 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 Tot amânat ședința până spre sfârșitul lunii, doar pentru a avea buget. Ne-am gândit că la Consiliul Județean o să probe să ajungă și la noi bugetul. Se pare că azi a fost ședința. Vreau să vă gândiți până la sfârșitul ședinței și atunci să discutăm la diverse cum vom face, pentru că joi trebuie obligatoriu să fie aprobat bugetul. O facem ordinară sau extraordinară. Dumneavoastră decizi lucrul ăsta, vă rog să ne spuneți că aveți să știm. Nu vom avea timp, în schimb, decât eu știu, mâine seară, mâine după amiază, să putem să vă transmitem datele legate de buget. Noi am schițat în mare, pot să spun că era gata ieri, dar se pare că sunt pe care le-am discutat ieri și alaltă ieri, au suferit niște modificări în minus și atunci trebuie să le facem parte de dezvoltare. Asta ca o paranteză. Legat de rețeaua școlară, așa cum știți, începutul fiecărui an acolo rețeaua școlară pentru anul viitor, din câte știu eu, nu sunt probleme. Domnul director poate să-i spună mai multe dacă au venit modificări, eu știu că nu sunt.
în aceleași școli, în aceleași clase, să trebuie să rămânem așa măcar și să nu fie nevoit să mai discutăm în școală, așa cum se preconizează în viitor, din cauza numărului de scăzut de copii. Dacă aveți mereu astea întrebări, da, vreau să-l întreb pe domnul director. Da, vă rog, doamna. Vreau să-l întreb pe domnul director dacă efectivele au scăzut sau au crescut față de anul trecut. Mult? Nu, mult, dar au scăzut. Perspectiva? Este prima dată în istoria de eu, a școlii din Azea Hrigiu, când avem un triplu simultan. La învățământul primar. Vom avea în 2020. Dar sperăm... La tine? Da. Ceea ce va veni din urmă, zic eu că e bine. Da. Și asta e un lucru bun. Avem rezultate bune. Eu zic că școlile din comuna noastră astăzi lucrurile sunt așa cum ar trebui să fie. Un gard de profesori, de învățători tineri care își dau silința. Condițiile sunt, spun eu, normale pentru a se desfășura procesul de învățământ. De Dumnezeu să fie și copii, de Dumnezeu să putem oferi locuri de muncă, de Dumnezeu să se întoarcă tinerii, generația mea, generația dumneavoastră din afară și să stabilească din nou în comună, dar atunci o să poată crește numărul lor. Până atunci nu cred că sunt șanse. Din păcate, școala cu cei mai puțini copii astăzi e școala de legi. Școala la care eu acum 15 ani și 18 ani când profesam, aveam școală clasă paralele. Am fost chiar de vicea la o clasă de a 7-a, erau două clase, de a 7-a. Anul acesta nu avem clasa 8? Da, de clasa 8. Deci o școală, la Bădăin, nu avem... Da, dacă vă spate... Dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect, supun spre aprobare, cine este pentru? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre prin faptul în nimeni? Nu. Nu. Vreau astfel? Da, și domnul Vrădiciu v-ați abținut? Nu. Dăm citire următorului proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru lunile februarie-aprilie 2023. S-a făcut o propunere pentru domnul Stoica Nelu. Cine este pentru? Domnul președinte, veți fi de acord? Nu s-a luat. Cum s-a stabilit pentru de la începutul mandatului? Deci toată lumea de acord cu domnul Stoica. Succes, ce să vă zic. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 2021 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Proiectul de hotărâre cuprinde stadiul datelor de înscriere în registru electronic și un program de măsuri. Activitatea pe care compartimentul agricol o face semestrial este vorba de semestrul 2. Al anului 2022. Aș citi materialul. Dacă vreți, eu dau citire materialului, cum doriți dumneavoastră. Sunt obligații stabilite în lege și activități care se fac în anumite perioade. Sunt discuții pe acest proiect? Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Abține? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local, ce vor fi desfășurate în cursul anului 2023 de către beneficiarii ajutorului social acordat în baza legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Conform
conform legii, persoanele apte de muncă au obligația să îndeplinească lunar un anumit număr de ore. Avem 55 de beneficiari, din care 33 sunt anți de muncă. Se stabilește un program cu domenii de activitate, cu, plan, cu termene și responsabile a acestor activități care se vor derula în anul 2023. Din păcate, mai puțin cu munca, pentru cei care solicită ajutor social. Nu sunt din medii că l-ați luat în munca și doar pentru cei 140 de lei, pentru pachetele pe care le trimite guvernul anual și care nu mănâncă sotul pe aici, pentru alte... Și asigurarea medicală. Și asigurarea medicală, care îi ajută. Ce în corul mă noi știm de câte ori sunăm, de câte ori închid telefonul, de câte ori schimbă cartele, că au pierdut telefonul, nu fie. Cred că în fiecare an, cel puțin jumătate dintre ei sunt schimbați pentru că nu se prezintă la orele de... Și atunci când vin, trebuie să ai omul de fiecare, că altfel la 11 ce oferă problema. Vă dați seama că nu am ajuns la tot social, nu vin ingineri, profesori. Cum? Nu am evidență administrativă, am primit lista la proiectul de hotărâre. Nu este lista. Nu este, anexa cu serviciile propuse de înfrumusețare, dar așa vreau să vă rog să faceți chiar pe ușă la primărie, să faceți publice numele persoanelor care beneficiază. Dar este primărie. Proiectul de hotărâre nu este. Eu așa zic că era, în proiect aici cred că nu e, că am văzut, este o anexă, dar anexa nu este. În proiect nici măcar nu se face numărul de înfrumusețarea comunei și celelalte servicii, dar nu și nici numărul nu se În raportul de specialitate, pe ultima pagină, spune la din cei 55 de beneficiari, aici pe penultima pagină. Și tabelul nominal este, și l-am și trimis, dar probabil că era... Ia vedeți că... Conform legii, orice persoană, dacă are, nu are niciun medic, are dreptul să beneficieze de ajutor social. În condițiile legii. În condițiile legii. Dacă depune o cerere, nu are venit, merge la forță de muncă și cei de la forță de muncă nu îi oferă loc de muncă, ceea ce nu se pare normal, pentru că văd că zilnic cei de la JFB publică... Dacă îi vede că vreți loc, ce îi angajez? Da. Trecem mai departe acum să discuțim. Da, vreau doar să precizez că este doar 142 de lei, ca să nu se înțeleagă, e foarte mare această Spuneți spre aprobare cine este pentru. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de... Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației Nu, mai este un program de activități privind gospodărirea și întreținerea și curățenia. Da, care se va desfășura. Da, conform ordonanței 21/2002, autoritățile publice locale au obligația și răspunderea de a asigura corecțiile și curățenia, întreținerea și gospodărirea localității. Anual se aprobă un plan de măsuri pe domenii de activitate, cu termene și responsabilități. Supunem spre aprobare și acest proiect. Cine este pentru? Facțiile consent. Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației acordate membrilor serviciului voluntar pentru situații de urgență, pentru timpul efectiv de lucru, prestat la intervenții în cadrul unor situații de urgență. Dacă-mi permiteți. Din păcate, se pare că situația de urgență la noi comun și nu mai este din ce în ce mai dese. Vedem și nici primul, nu mai ajută așa cum aș vrea de atâtăți. Am gândit, pentru că am văzut că se poartă și la alte bateuri, să venim cu un sprijin într-un fel sau altul, ca cei care sunt voluntari, conform legii, să putem să-i compensăm într-un fel sau altul. Am gândit atâtăți bani, eu știu că m-am gândit din consilierii vechi, o chestie discutire la impozit, se pare că nu a fost regulă, cei datorii contul nu a fost de acord.
acum în discuție cu toate cu colegii de la agențiile la care mergem împreună cu cei de la Inspectoratul Distrus de Urgență, am gândit o compensare, e vorba de o sumă de 20 de lei per oră în funcție de raport de participare întocmit de șeful detașamentul sau șeful brigăzii care participă la eveniment împreună cu șeful de la serviciu voluntar. Cei care participă din tabelul acela de voluntari, care mare parte sunt angajați în primăriei la diverse servicii, pentru că sunt mai ușor de controlat și mai ușor de adus la incendiu, la situații de urgență, vor fi compensați, repet, suma este 20 de lei per oră, o oră, două, trei, în funcție de raportul pe care îl formesc cei de la fața locului. Dacă sunt discuții pe temul acestuia și dacă sunt... Sunt dezvoltări. Lista rămâne deschisă? Vreau să mă înscrie? Da, nu știu dacă... Nu știu dacă eu... Chiar nu știu dacă e un număr impus de lege. Nu cred că avem un jur de 16, nu știu cum sunt. Dar participă numai 5-6 din toți, da. Ăștia, tot cei de la facultate. Cei de la facultate participă de obicei. La fel vor fi remunerați toți cei care vor participa. Nu cred că își va asuma cineva la întâlnirea raportului. Mă refer la cei de la Inspectoratul de Situații de Urgență. Dacă ar fi întocmit nu știu ce din primărie, ar putea fi subiectiv. Multul în care întocmit de raportul de detașament, cel care participă implicit va fi și compensat. Dar doar la întâlnirea raportului. Mă abțin de la deliberare și adoptare. Deci supunem spre aprobare, dacă nu vreau mângări care se reține și nu este pentru. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de constituire a dreptului de uz și servitute legală a autovehiculelor necesare implementării și funcționării centralei electrice Euniene Onești, 25. Aprobarea hotărârii Consiliul Local 43 din 31-10, prin care s-a aprobat curs și regulamentul local de urbanism pentru construcția centralei eoliene, precum și a hotărârii 54 din 2012, prin care s-a aprobat servitutea de trecere pe teritoriul și accesul comunei, firma Wind Borzești, ne solicită acum modelul contractului de servitute pentru a putea fi legalizat la notar și trebuie acceptul Consiliului Local. Puteți să le facilităm accesul pe drumurile... Da, nu doar accesul. Pentru a ajunge la stațiile pe care le vor ridica, e contrat din imediat. Da. Eu am în acesta o să înceapă o construcție acolo. Mai ales că văd că PNR-ul, banii de business în farmă, sunt în mare parte pentru partea de energie verde. Chiar citeam zilele astea și cum am fi interesat, se pare că luat în calcul inclusiv reconstruirea barajului de la Deci, lucru care ar fi extraordinar pentru noi genii cum mai Deci, mai ales datorită creșterii pânzii friatice în zona noastră, care e o problemă, iar ăsta e imens, ar fi de Dumnezeu să mai îndrept. Spuneți că aprobare și rog. E doar servitute, pentru că în contracte doar servitute, în documente uz și servitute. E da, și uz și servitute este. Am aprobat uz și servitute, dar în cedința anterioară. Doar modelul de contract îl aprobăm acum. Da, și denumirea contractului este contract de uz sau servitute, că acolo e doar servitute. Doar servitute de trecere. Nu, nu e greșeală. Doar servitute, nu și uz. Uzul presupune și... N-au venit ei cu modelul agreat de care... Nu, că în celelalte documente face referire la drept de uz și servitute. Iar contractul este doar pe servitute. Da, ei au venit cu modelul de contract agreat. Nu, ce vreau la fi. Și a ei să-și facă drumul, să ajungă la ele. Da, nu se face. Că noi nu le putem face pe noastră, putem face pentru ei. Doamna Coman, vreau să spuneți ceva? Nu, nu. Să punem spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Helegiu, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Helegiu pentru anul școlar 2022-2023. Avem două adrese de la școala Helegiu, una prin care inițiam cel la jumătate de domnul patrona și-a înaintat demisia din Consiliul de Administrație, iar o altă adresă prin care spune că domnul Busuioc și-a încetat de drept mandatul, deoarece a absolvit 4 ședințe. Se propune consecutiv
se fac propuneri pentru noi reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii. Avem două propuneri, doamna consilier Buleasa Elena și doamna consilier Coman Elena. Cine a făcut propunerile? Domnul primar, dacă sunteți de acord. Dacă nu putem face altă propunere. Dar nu s-a făcut, nu s-a făcut. Avem alte propuneri sau spre aprobarea? Ideea este că domnul Ștefan l-a spus din momentul în care a fost propus că nu dorește. Și nu se pare așa penibil chestia asta. Adică omul a spus, domnule, eu nu vreau să fac parte. S-a dus de două ori, până nu și-a dat demisia. Care Ștefan? Nu, nu, nu. Nu, dat demisia? Nu, domnul patrona. Patrona? Patrona. Eu am fost, dar mi s-a pus interdicție. Interdicție? Da. Nu sunt. Cineva a fost interdicție? Da? Ați absentat? Nu am absentat. Îmi pare rău. Am discutat să te-ai în față aici. În ședință, am și notat ceva din iulie. Sau... Am notat din iulie, când am zis că vreau să-mi dau demisia pentru chestia asta. Și vreau și eu procesul verbal tocmit atunci, când am fost la fața locului, cu cele ce s-au găsit. Și un proces verbal, după ce s-a rezolvat, ce s-a făcut. După... Da, asta discutăm la licență, dar propunem spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Sunt minții prea cu față și prea frumos, înțelegeți. Vă mulțumesc, abțineri sunt. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale, ale Secretarului Ședinței Comunei de Legiu. Inițiatorul proiectului, domnul primar, a făcut două propuneri, pe domnul Trăgiciu Adrian, consilier local, și domnul Stoi Canelu. Da. Sunteți de acord? Cine este pentru? Nu mai sunt alte propuneri? Mai sunt alte propuneri? Da, și trecem la următorul punct, Vitez. Nu. Suplimentarea. Citesc proiectul pentru suplimentarea ordinii de zi privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului CUP de servicii IMDDS și IMIES. Yes. Sunt comună și legită. Scopul acestui protocol este acela de a realiza asigurarea furnizării de servicii electronice prin crearea facilității de depunere online a cererilor privind acordarea de beneficii de asistență socială de servicii sociale printr-un singur punct de contact cu cetățeanul, portalul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Modelul ia asistență socială și posibilitatea de consultare online a dosarelor de către orice cetățean sau întreprindere. Da, dacă sunt discuții, putem acest proiect. Să punem spre aprobare acest proiect. Sunt discuții? Vă mulțumesc. Și trecem la următorul punct. Dar să cine se înscrie la cuvânt? Domnul Zănescu, domnul Andrei, eu, domnul Stoica, domnul Medinte, Am cuvântul domnului Zănescu. Domnul viceprimar, îți mulțumesc pentru organizarea grupei. Așa o văd eu. Cred că sunt destule priorități pe care noi le avem, destul de multe și, din păcate, vă se pare că lucrurile nu merg așa cum ar trebui și nu doar la ELG-ul, în întreaga lume. Avem doar noi impresia că le știm pe toate și le putem face pe toate. Dar nu chiar așa. Și se pare că am să fim mai greu cu celălalt. Și de-aia Dumnezeu să vă rog frumos, domnul primar, vă doamne. Faceți niște contaje din astea, din paleți și puneți vidurile cu șanță în șosele. Și așa, drumurile astea sunt guste. E gheață, e rău, vine unul, vine pe aia, duce după ce mai mare. Da, al treilea, am contactat o firmă care o să ocupe de anul viitor în iarnă, vom face niște contaje pe care, în care vom depozita nisip. Este destul de greu să pădăm niște comentarii respective, ținând cont
de drumurile noastre destul de abrupte și cu serpentine, cantitatea de nisip dintr-un tomberon din țară va fi foarte mică, mai ales că va îngheța. Eu am ferit cât am putut de mult sarea pe drumurile din comună, că o să vedeți, poate eu ne refic pe aici, pe drumurile, dar o să fiți poate de dumneavoastră și o să vezi că o să fiți să le întreținem, ce pe care le-am făcut. Așa, mult sau puțin. Să nu se ridice. O să vedeți. Domnul, hai să încercăm să puneți, să vedeți că sunt da, o să bun. Ce se întâmplă cu stâlpi ăștia care până acum și pune fibratina, am văzut acum și o parte atlantă, cine îi pune, ce beneficii avem mai din cauza că îi pune ei? Nu? Sunt stâlpi, ai, cred că am și aprobat așa de Consiliul Local de cu două luni, nu? Cu concesiune pe stâlpi de ăla Orange. Sunt utilități publice la care nu putem opune, sunt conform unor proiecte aprobate de către autoritățile principale. Au diverse de construire, sunt în domeniul public, cele, acolo unde sunt folosiți stâlpii noștri, speță, cei de înalt public care am pus, am trecut și au putut o ia pe fel, ca pe dealul terenului, pe Ciotea, am perceput o taxă cu care dumneavoastră a fost de acord, nu mai știu acum exact câte, 3 lei, 6 lei pe stâlp, dacă nu așel. Repet, e vorba de fibră optică a rețelei Orange. Fostă un telecom de modernizare, stâlp din material ușor, am văzut eu. Nu mai am fost văzut. Ce pot să vă spun este că, sunt legal puși, au dați de construire, au un proiect pe care respectă. V-am spus, unde sunt folosiți stâlpii noștri, cei albaștri pe care avem pe teren Drăgugești Blătina, am perceput o taxă de concesiune pe fiecare stâlp. O să nu foarte mare, m-am spus, nu știu exact acum, fiind 6 de la 3 de stâlp. Domnul primar, încrețește acolo la creatura ăla, cu ecoaia lui. Da. E jalice acolo, nu mai poate oare să mai stăieze în urmă. La noi, la ce? De ce nu poate? Mizerie mare acolo la ce? Păi de ce la dar în ce e sau în Crețești? Sunt Crețești. De la de-a dată. Și unii în ăla. Dar trăiesc? Sunt împreună? Nu, nimic. Nu mai e la acolo. Fierul acesta. Nu mai e la acolo. Dar nu veți la poliția locală să facem. Pentru că totul ăsta care e un puțin. Îți spela și să speli. Da. Doamne, tot ne-a spus că mai aveți ceva de la nu mai e. Doamna, încă? Da, eu vreau să văd numai în părtină de acolo, în mașină. Sunt foarte mult mizerie aici. Vreau să aruncăți de foc, cumva, să vă cumva, în metru. Mizerie multe de acolo. Și am spus, aveți trebuie la mașină. Mi-a fi din destul de greu să văd mașina, până acolo în cap. Am gândit într-un problemă în cepenoarea mea. Asta vă 4-5 minute de colectare, pentru că problema asta avem și noi. Ducem cu noi menajer lunar, de 15.000 de lei către ADIS. De toate acestea, toate dealuri frumoase, toate cărbuma sunt pline de noi. Nu am explicație, nu înțeleg de unde iese atât de mult noi. Nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Nu pot să dacă eu țin la poartă, în fața poartă, trebuie să arunce lucruri rău. O să privim acolo, până la un punct, nu știu, până la 8-7, da, face vreo 5 platforme, nu mai mult, pentru că sunt destul de scumpe, 5 platforme betonate la Drăgugești pe Vale, mai aici la LNG, într-un loc și cu gard, ca să nu intre câinii, da. Să se poată arunca acolo. Dar nu vor arunca. Cei care sunt învățați să duci cu cărunța la vii, la primăvară, îl duc tot pe dealul Izmațului și tot. Dar trebuie. Și eu vreau să se duci la vreo să-l să trebuie să duci cu patrimonii pe ei. Da. Știu. O să gândim ce sunt mașina noastră, mașinii care avem la scoate la salutate, sunt mașini cu platformă destul de lungă, iar axul e îngust. Pe drumurile cu denivelări și dacă ești încălcată, riscă să o, fie să o rupă, fie să o răstoarne și fie cu șoferul să faci chiar pe oriunde. Dar cât din drept până mai încolo, la Moșu, mai încolo, noi o să gândim acolo platformă. Să fie nici în zonă inundată, să mă gândim acolo. Bine, nu chiar la Moșu, că e așa, ce vedeți acolo. Gândim undeva. Gândim undeva în care să ne priască și să... Mulțumim. Mulțumim. Doamna Coman? Sau te zici și la postul de părgare? Domnul... Are primăria o mașină nouă în dotare acum? Da. E donată, e cumpărată din banii comunității? E aprobată de Consiliul Local, în ședința din Consiliul Local.
Deci nu-i donat. Este o mașină donată, achiziționată, i-am trecut în lista de investiții. S-a discutat, toată lumea. Da, în mașină am dat două la Rabla, că aveam două vechi. De nu, se vorbea lumea ce cred că e donată de cineva. Voi era un scutie. De la mediu. Nu mă știu că era MCF, urmă că e un model mai nou, e o culoare, nu știu culoare, cărămizii. Nu mă știu din fața primării. Ce e folosit de un viceprimar și din compartimentele sunt de subordine, în special de parte de curățenie, în parte de, se poate pune o caliță de motorină, nu știu, o mătură, o... E cum era MCF-ul lunguieț. Deci sunt bani. Chiar prea mulți. Au găsit geamul spart de la intrare. Nu, nu se poate. La școala de la poți să pun camere. Dar poți să pun camere de lucru. Noi avem camere care funcționează. Nu ne permite, pentru ca să pun camere în întreaga comună, viața este foarte mare. Nu îți trebuie, în primul rând, o fibră optică de 50 km, care să transmită datele la un server principal. Dar în fiecare an să se cumpere, anul ăsta... Anul ăsta am încercat să pun un buget și vom lua. Am avut o discuție cu domnul Bogdan Pe de Graunești, să vină să ne facă niște măsurători, să ne facă o ofertă. În afară de cele pe care le avem noi, puncte pe care noi le știm, să mai legăm 2-3 puncte. Sunt bine venite camere. Noi ne-au așteptat foarte mult camere. Sunt foarte bune venite. Sunt locuri în care nu avem. De exemplu, acolo n-am nicio șansă să pun o cameră, decât dacă avea fibră optică. Noi am pus camere, acum avem instituțiile noastre, pentru că ne folosim internetul de acolo. Trebuie o unitate care se stochează informația. Nu poți doar să o iei din cameră, trebuie să undeva. Știți, camere toți acasă vorbesc. În ce nu înțeles camerele la vedere. La cămin, respect, am găsit spart. La școala de la Mucan, de la Răzești, acolo, cea care a luat focul ars, de două. Ce două, cred că de 10 ori anul ăsta am schimbat geamul acolo. Vin și dau cu piatra în urmă și nu descopiri. Ce vă faci, credeți că oglinda aia care pune noi acolo la intersea cu muntenii nu dă piatra mea. Au fost de eveniment de soare. Nu, cineva care vrea să ia oglinda de lor, dacă chiar atât de... Domnul Zărescu, dacă eu vă dau oglinda, de următați? Pe cum vă dau? Vă dau acum, după citere în ședință. Deci ați spus în ședință publică că donați ca să fie să creiesi prețele. Deci acum, după ședință, vă dau oglinda. Cam așa de mare. Vă dați cu 13 milioane. Ți-o dau degeaba, dau pe ea. Nu-ți faci barba. Ți-o dau așa înapoi, mâine. Nu, 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 nu. Serios? Da, haideți să vedem mai departe. Da. Montăm oglinda acolo, garantat. Poți să dau eu oglinda aia? Da, sigur, aproape. Poți să dau eu oglinda aia? Nu, poți să dau degeaba. Poți să dau degeaba. Da, dar nu. Dacă spargem, mai spargem bugetul primării, spargem bugetul mai ea. Deci acum, după ședință, eu îți dau oglinda aia. Dacă tot să faci, dacă tot o să vină bugetul, vreau poate să prindem și la drăgești în centru, poate mai facem
mai ales că sigur că în pantă, ai văzut că e cam strâng, nu am știut. Și poate facem prin stânga, pe dreapta, mai punem niște biscuiți. Ceva. Dă-ți unde? Unde asta? La Drăguță. În zona de centru, în Drăguță. Chiar când se urcă în pantă, dacă tentăm să se întâlnesc două mașini, nu prea, trebuie să trag una, nici nu prea are loc să trag, asta e ideea. Și sunt șanțuri care sunt goale, știi, poate punem niște biscuiți acolo. Gen cum am procedat în Drăguță. Ies-o. Da. Domnul primar este mare problemă cu drumul de la Ciordean, cu drumul este alea drumul de la Muman, nu acum Țăpa, dar și mai înainte era. Vă rog să fie despre cineva să spună ce s-a luat și care e mașina până la... Drumul de la Ciordean de jos. Ciordean, ce-ar trecea? Sunt jurea și în față, acolo, știu nu, acolo. Am fost depus și la Angersalini și pe CMI. Nu am primit finanțare. Am depus noi și am ținut autorizația de construire pe el pentru că l-am reactualizat anul trecut. Anul acesta va intra în modernizare atât când îi va permite bugetul. Dar nu cred că vom avea bani să-l finalizăm, mai ales că nici nu e oportun acum să investim acolo pentru că sper că în vară să săpăm și să vorbim unde de apă și canalizare din zona. Chiar de acolo vreau să-și încep. Dar cu siguranță vom prinde 7-800 de lei, nu știu, din bugetul pe care îl avem. Pentru Ciocă de jos să fie modelat ca anul ăsta și anul viitor să reușim să finalizeze. Și de asemenea, pentru că nu merge decât un vechi pe iluminatul pe ambele ori. Aș vrea să nu vorbesc pentru că acum o să povestesc după ședință. Ne vom face cu altă firmă. Deci l-a stat o veste bună pentru început, da. Da. Domnul primar, nu fiți obligatori, sunteți la putere, da? Nu ai înțeles, o să fac. Să tragi de bolă, nu? Să tragi de bolă. Haideți să o scuzăm și pe doamna Vădic, domnul Zănescu. Da, voiam să vă întreb, în condițiile în care la fiecare ședință ne spuneți că nu sunt bani și că este criză și probleme și probleme, dacă a fost o prioritate să luați mașina asta? Da, a fost prioritate pentru că la nivelul OAT-ului nu avea o mașină pentru servicii. E o mașină pe care eu o folosesc și care are 8 ani de zile, 7 ani de zile. Astăzi, după cum știți și știți foarte bine, îi depindem în mare parte din mijloc de transport și la una OAT și la așa cum și acasă avem mașini foarte bune, fiecare dintre mijloc îi permitem. Dar noi merităm. E subiectiv de treaba, Maria. Dacă mă trebuie mine, dar de simplificăm. Fiecare dintre noi în familie au două mașini și deodată chiar nu ajung. La unul mai depot activitate de deplasare, credeți că ajunge o mașină? Da, dar la noi, la noi la comună nu se vede atâta, atâta muncă. Depinde de unde uiți. Să te pică, mai multe întrebări. Depinde de unde uiți. Jumătăți de măsură, doar atâta. Mulțumesc, oricum îi bine sunteți grijulică. Trebuia un morbe de astea, un scut. Dar venit, când ai venit domnul Mărea să spui că, băi, uite, l-am văzut pe putare că aruncă gunoaie pe Tazdo. Că aruncă pe nu știu unde pe ce dea, niciodată. Mai aveam la șapte, acum în 2007. Contează de unde uiți? Bani, de când, pentru un avet, uitați? La ce? La poliția aia. Și nu se poate mai au normă de grană, conform lege. Eu nu am salarii de funcționare, nu trebuie să regulare decât o lege a salarii zero. Nu îi faceți după cum îmi plac. Mi-ar fi plăcut și mie să le dau tuturor de fără de nivelul ăsta. Dar mie după aia se fiște pentru la de salarii... Obsutași. Dar mai lăsați pentru obsutași. Să știți că nimeni a ținut izomierul. Atunci când îți alegi un loc de muncă la distanță de casă, exemplu meu, fac navete 70 km pe zi, îți asume acest lucru. Prin urmare, naveta să te contezi din salariu. Nu, că nu spune că aleg de la el, ci dacă ți-ar vrea duce, da. Da, voia să întorc ca și 2022, căminul nu s-a terminat, dacă ne spuneți ceva și după ultimul termen era cu căminul. Și toți suntem la început de an, ca să nu intervin de 15 ori, și dacă toți suntem la început de an, să întrebe domnul viceprimar dacă mai știe ceva cu el, are relații mai bune la CJ. De drumul Poeni, care l-am predat și care trebuia să fie și la anul trecut. Da, noi am un aviz de aprobat, emis și cu siguranță. Dar cine l-a îndreptat de ultima dată? Cine a plănit? A fost un buldozer pe el, a fost un săptămână. Că este drum județean, domnule. Și o văd un joc acolo. Dacă e drum județean, poate să stai, plăniți acolo. Ce să faci? Păi, e pe teritoriul administrativ al comunei noastre, ne plângem aici. Deci, este drum pe teritoriul administrativ al comunei. Exact. Asta deservește două comune care nu plătește taxe impozite la primăria de RCU. E un drum care deservește doar
15 case din zona respectivă și pentru dumneavoastră, ca și pentru noi, astea au fost prioritate aglomerațiile de locuințe. Niciodată n-a fost o prioritate de guvernul Ploiești. Știți foarte bine că așa a fost. Dacă ar fi fost, ați făcut dumneavoastră în cei 12 ani de mandat. Eu am tot încercat, am făcut proiecte peste proiecte, am fost singur care am făcut un proiect pe drumul Ploienii, nu ne l-am putut permite pentru că valoarea era destul de mare. L-am pus aici în față și am stat cu poliții și am fost de acord să-l dăm Consiliul Județean. Cei de la Consiliul Județean ne-au promis și eu sunt convins că îl vor și face. A durat atât de mult pentru că cei de la drumul, de la Alpii Române, ne-au încurcat 3 ani de zile în continuu. Tot pentru o greșeală făcută la nivel de OAT Hereciu, când drumul respectiv a fost predat către Ava Siret, în vederea construirii unui dig în urma invazilor din 2005. Am găsit și protocolul respectiv. Drumul a fost planalțat cu 2 metri sau cu 1,5 metri, lucru care poate a fost bun, poate n-a fost bun, nu sunt în măsură să spun lucrul acesta. Cert este că legea spune clar că de lucrările hidrotehnice, pentru că acolo este un baraj în speță, nu se pot face modificări. După mai multe ședințe la care am participat împreună cu președintele Consiliului Județean, cu vicepreședintele Consiliului Județean, cu colegii de urmări, cei de la APA, am găsit o soluție ca proiectantul să dea o soluție prin a se răzui cu drumul respectiv, până în așa fel încât suprafața de asfalt finală să nu depășească suprafața de astăzi de palat. În ședința din septembrie am și o proiect de hotărâre de la Consiliul Județean. Proiectul a fost aprobat. Dacă vreți, vă spun și numărul proiectului, și valoare, și tot ce vreți dumneavoastră. Ca și indicator tipul economici, am discutat cu doamna de la drumul Județene, de la drumul Județene, și spune că este în faza de proiectare, pentru că va fi scos la licitație proiectare pus în execuție. Valoarea proiectului aprobat în... În 20 septembrie 2022, este de 8.422.497 de lei. Atât va costa drumul respectiv să fie modernizat. Dacă dumneavoastră credeți că noi, Comuna Hilegiu, Oate Hilegiu, și-ar fi permis luxul de a face un drum cu 80 de mii, era de... eu mă înșel. Nu, domnul primare, cât va ieși dumneavoastră? Ca să pun și dumneavoastră proiectare. Spuneți cât ați dat pe proiectare. Aproximativ la fel. Cât ați dat pe proiectare? Nu, erau pe 3 milioane de lei. Nu mai amintesc. Pe proiectarea dumneavoastră. Da, era la o valoare, când motorul era 4 lei, când ferul beton era... Și ați mai dat 100 de mii și pe proiectare și până va veni ideea Consiliului Județean, nu? Păi, dar căutam soluția, asta e treaba mea aici. Nu, ați cheltuit niște bani, că n-ați găsit soluție. Soluția se stă pe urmă și nici măcar. Soluția este în momentul în care se face. Bun, spuneți-ne de cămin. La căminul cultural se lucrează, dacă puteți merge și să vizitați, ne apropiem, eu cred că... Nu trebuie terminat? Nu, este pe lungi termen, nu suntem în contract, suntem nu depășit, dacă a fost depășit, dar și plătit penalități angajatul, contractantul, constructorul. Eu cred că undeva la 1 mai, poate și mai repede, pentru că lucrăm la parte de faianță și greță. Să vedem la parte de faianță, s-a transcret, s-a pus la bani, s-a montat cea mânișur, s-a făcut fațadă. Nu trebuie decât în lucrarea decorativă, e montată în parte de termosistem. Nu mai este foarte mult. Dispensarul este finalizat. Urmează să recepționăm momentul în care ținem și aici timpul. Drumul de la Ciunță este terminat, drumul de la Ciurea de Sus este terminat, terenul de fotbal de la Ciortea s-a turnat suprafața betonată, s-au montat stâlpii, urmează să se aducă suprafața de joc. Cred că mi-am propus de Paști să fie finalizat, să lucrează și la tribune. Veți idee care este numărul beneficiarilor bazei sportive de la Blăjină? Păi, chiar astăzi am primit de la statistică, una e legiul după ultimul sunt, dar 5.922 de locuitori. Cred că văd 1.500 de găsuri la Brătirea, aproape 2.000. Cred că toți. Toți cei care sunt interesați să facă mișcare și care nu au avut timp de 30 de ani și înainte câțiva ani buni, nu văd de ce nu s-ar duce la centrul de la Brătirea să facă mișcare, să alerge, să joace handbal, să facă, nu știu, o cașdare câmpenească, Sfânta Maria. Da, dar în centru de ce fac? Să ia câte acțiune, să știți. Ce?
cei care sunt interesați, nu erați unde zi. Domnul Grea, nu prea vreau să v-ați gândit, nu v-ați gândit că nu o să aibă activitate acolo. Nu mai poate, că se pare că nu vreau să nu. Eu m-am gândit că există activitate sporadică, nu înțeleg că există activitate zilnică de tot. Eu cred că la terenul de fotbal, cel pe care l-am gândit și... Nu, e bază sportivă, nu trebuie. Bază sportivă. Așa. Va avea atât de mult mai mult decât a avut celor de zi. Clar. Clar, eu sunt convins că tineretul de la Bătirea va merge zilnic, seară de seară, sau în zile de sărbătoare, în mare, pentru că nu au unde să meargă. Astăzi joacă pe Prunda Caslău. Acolo este rândul de la Bătirea. Mă duc la școala din centru. La școala din centru, să mi-e spart geamul. Da, s-o făcut. Dacă nu mai sunt discuții de clasă din Sanchez, vă mulțumim.